Domnule profesor, ministrul de interne Lucian Bode cere și a cerut deja retragerea cărții bazate pe teza sa de doctorat. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca precizase că dacă nu o va face, va sesiza Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice pentru analiza cărții. De ce face asta ministrul de interne? Este teamă? Vrea să evite un nou verdict de plagiat, de data aceasta bazat pe carte? Dacă informația mea este corectă, știu că Universitatea Babeș-Bolyai a cerut acest lucru, să fie retrasă cartea. Deci, pe de o parte, domnul ministru Bode respectă solicitarea universității care i-a conferit titlul de doctor. Pe de altă parte, da, probabil că dacă nu mai există o carte în circulație, e mai greu de verificat și până ajunge la comisia de la minister care verifică cercetarea științifică din această perspectivă a suspiciunii de plagiat. De fapt, nu mai e o suspiciune acum, pentru că deja Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai s-a pronunțat. Deci, poate exista mai multe explicații pentru această atitudine, dar, în primul rând, să reținem acest lucru, că Universitatea a cerut retragerea tirajului. Jurnalista Emilia Șercan spune că oricine poate depune o plângere la Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice. Asta înseamnă oricine putând face lucrul acesta, cartea ar putea fi analizată. Da, sigur. Potrivit procedurilor actuale, e adevărat. Consiliul acesta de cercetare de la Minister pe etica științei este diferit de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, la care eu lucrez și sunt vicepreședinte. Deci, acea solicitare trebuie adresată direct, dacă cineva este interesat, la acest organism al Ministerului. Ce ar însemna un nou verdict de plagiat dat pe cartea ministrului de interne? Eu cred că verificarea făcută de colegii din Comisia de Etică, colegii în sens larg de la Universitatea Babeș-Bolyai, profesorii de acolo, este o verificare făcută în mod temeinic, serios, responsabil și dacă și verificarea pe care ar face-o Comisia Ministerului ar confirma verdictul dat de Universitatea Babeș-Bolyai, atunci n-ar mai fi un dubiu rezonabil cu privire la plagiatul din această teză de doctorat. N-ar mai fi un dubiu, cu toate acestea, ministrul de interne este în funcție. Domnule profesor, sunteți vicepreședintele Academiei Române și v-aș întreba direct cum vine asta. E greu de înțeles, dar pe de altă parte, căile politicii sunt mai complicate decât căile școlii și ale universității și aici probabil că ar trebui discutat direct în mediul politic, cu cei care sunt în Parlament, cu cei care sunt în guvern. Pot fi motive care îmi scapă pentru care chestiunea aceasta nu s-a tranșat. De ce cineva care a greșit, care a copiat, care a plagiat, nu și-ar recunoaște greșeala? Bun, nu e o greșeală simplă. Nu este o greșeală ca atunci când ai citat pe cineva în mod eronat. De data aceasta e vorba, dacă e plagiat în discuție, de faptul că în mod intenționat, deliberat, ai folosit niște surse fără să atribui în mod corect sursa autorului acelei lucrări și atunci aici nu este doar o simplă eroare, este o vină morală pe care e foarte greu să ți-o asumi. Nu este doar o eroare factuală sau o eroare de interpretare științifică. Și e greu să recunosc acest lucru, dar trebuie să o facem dacă suntem corecți și dacă suntem onești și lucizi, că e o tradiție mai veche la noi în educație și în școală de a ascunde uneori aceste lucruri, pentru că de multe ori învățăm pe elevi, pe copii, pe studenți să nu recunoască cu multă ușurință dacă nu știu ceva. Dacă pur și simplu sunt ignoranți, nu? Ignoranța poate fi combătută cu mai multă carte, cu mai multă învățătură. În timp ce furtul, faptul că trișezi, lucrurile acestea nu mai țin neapărat de ignoranță, ci țin de o intenție rea de a te abate de la regulile normale ale școlii, care sunt reguli foarte vechi. Regulile acestea nu au fost inventate în ultimii ani în România și putem spune că acum 10, 15, 20 de ani, 30 de ani nu erau valabile. Toată chestiunea asta ține și de o anumită percepție culturală, de o anumită tradiție pe care trebuie să o înlocuim treptat și se vede că nu este suficient să avem doar niște norme juridice sau norme etice, este nevoie și de o schimbare profundă a atitudinilor și a mentalităților, cum se spune. Iar chestiunea asta se face mai greu, se face după ce trec mai multe generații.
în momentul acesta i-ar putea fi retras titlul de doctor ministrului de interne? Așa cum stau lucrurile acum, nu. Pentru că decizia pe care în vara anului trecut, în 2022, a luat-o Curtea Constituțională, aceea de a interzice Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, CNAT-DCU, de a mai analiza pe fond teze de doctorat care sunt mai vechi de un an și care au produs o decizie, un ordin de ministru prin care s-a conferit un titlu, în așa fel încât acest titlu a intrat într-un circuit administrativ și a produs efecte juridice, în această situație Consiliul Național al Ministerului nu se mai poate pronunța asupra acestor teze de doctorat, prin urmare nu mai poate propune ministrului retragerea titlului. Care e logica, domnule profesor? Are vreo logică această decizie? Din punct de vedere de juridic, sigur că noi ne-am interesat, am avut o discuție și cu colegii din NATCU și cu conducerea ministerului. Juriștii cu care am vorbit, specialiștii în drept constituțional, mi-au spus că există o anumită logică juridică, în sensul în care actele acestea trebuie să aibă o anumită stabilitate și predictibilitate. Dacă cineva a obținut un titlu acum 10-15 ani și pe baza acestui titlu a obținut anumite avantaje, și după aia se dovedește că din punct de vedere moral sau din punctul de vedere al cercetării științifice nu era o bază corectă pentru a se emite acel titlu. Da? Judecata morală este aceea că s-a produs ceva nedrept, deci ar trebui să se producă o reparație din punct de vedere moral, în timp ce judecata juridică și logica juridică, cum spuneți dumneavoastră, se bazează pe această stabilitate a actelor și predictibilitatea unei traiectorii pe care o ai în viața ta profesională. Prin urmare, dacă ai retrage acum, după 10-20 de ani, un astfel de titlu, foarte multe alte lucruri care s-au întâmplat pe baza faptului că persoana respectivă a avut titlu, ar fi puse la îndoială din punct de vedere juridic. Și a primat aici, probabil, a avut greutate mai mare în raționamentul judecătorilor de la Curtea Constituțională acest aspect juridic. Și n-a avut deloc greutate faptul că e o decizie care încurajează plagiatorii. E o dilemă și am discutat-o. Eu nu sunt jurist, sunt profesor de logică. Eu sunt mai inclinat ca profesor, nu neapărat ca profesor de logică. Eu cred că orice profesor ar fi mai inclinat să dea mai mare greutate argumentului moral. Adică noi le spunem copiilor din clasa 1 sau din clasa 0, cum este acum, nu copiați. Dacă luați de pe internet o anumită lucrare, spuneți care este sursa, puneți ghilimele, învățăm, nu? Atunci mă gândesc că o astfel de atitudine din partea profesorilor de a nu accepta, din punct de vedere moral, lucrări care sunt plagiate, îi apără și pe cei care lucrează serios, apără interesele celor mai mulți elevi și studenți care își îndeplinesc în mod corect aceste atribuții și aceste obligații școlare. Dar sunt două logici diferite, două socoteli diferite care aici sunt în contradicție. Și aceiași copii cărora le spunem nu să nu copieze, văd că avem persoane în conducerea țării, da, dovedite că au plagiat sau bănuite de plagiat. Pe termen mediu și lung nu este bine, pentru că asta induce un sentiment de neîncredere în autoritatea publică. Vrem ca cei care reprezintă autoritatea publică să fie ireproșabili din punct de vedere moral. Cum pot fi pedepsiți totuși cei care au plagiat? Există în primul rând în momentul de față discuția publică, care este mult mai puternică astăzi, mai vie, aș spune, decât acum, să zicem, 10, 11, 12 ani, când a apărut primul caz care a fost foarte cunoscut și foarte mediatizat în 2012 al persoanei care era primul ministru al țării la vremea respectivă. Atunci foarte puțin discutau, mai mult în mediul academic, au fost și dezbateri mai tensionate, oamenii nu știau dacă este foarte bine să ne asumăm dacă am greșit, să spunem, da, s-a făcut o greșeală în instituție, trebuie să o reparăm, dar în primul rând trebuie să acceptăm că s-a greșit. Alții spuneau că este foarte normal să recunoaștem public dacă este o greșeală. Astăzi nu mai este o discuție parohială doar la nivelul acesta al facultăților, al universităților, este o discuție mai largă. Și discuția a fost transmisă, livrată societății de către mediile de informare, de către ziariști, în primul rând. Acum, deja există un alt fond aperceptiv. Oamenii judecă aceste situații pornind de la o altă înțelegere și cunoaștere a situației. Eu sunt un om optimist de felul meu și dau seama că aceste procese de învățare socială și de interiorizare a unei experiențe, aceste procese cer timp.
Și doar o schimbare a legislației nu este suficientă pentru a schimba și percepțiile publice și mentalitățile. Pentru asta e nevoie de educație și de eforturi mai îndelungate. Sunt informații legate de plagiat care, din păcate, nu ajung la public, pentru că mare parte din presa din România nu abordează subiectul. Bun, nu sunt eu aici în măsură să judec politicile trusturilor de presă, dar mulți dintre cei care... Și asta a fost un argument. De ce ne ocupăm doar de oamenii care au proeminență politică sau publică? Noi nu ne-am ocupat numai de aceștia. Presa a fost cea care a livrat aceste lucruri societății. Atunci când, de pildă, la CNAT, cu în ultimii ani au apărut și sesizări cu privire la oameni care nu sunt cunoscuți în societate, nu sunt nume de mari politicieni, de oameni publici. Și dacă s-a dovedit într-adevăr că a fost vorba de un plagiat, CNATCU a transmis ministrului educației de la vremea respectivă recomandarea de a retrage titlul de doctor, ceea ce s-a întâmplat. Au fost, a zice, zeci de astfel de cazuri care nu sunt cunoscute. Deci nu a fost doar o judecată care să țintească numai către marile figuri publice politice. E frustrant pentru dumneavoastră în calitate de vicepreședinte CNATCU să știți că sunteți legați de mâini și de picioare? Sigur că nu e un sentiment confortabil, însă n-aș putea spune că ne obișnuim cu lucrurile acestea, că banalizăm ceea ce este rău sau imoral din punct de vedere academic. Dar, pe de altă parte, ca profesor, ai foarte multe alte lucruri de făcut. În primul rând, să te ocupi foarte serios de studenții tăi sau de elevii tăi foarte buni, pe care să-i încurajezi să meargă pe o cale onestă. Și asta a fost și unul dintre motivele pentru care eu, în ultimii ani, am fost mai vocal în legătură cu aceste abateri, cu aceste lucruri care sunt aberante față de norma academică, pentru că m-am gândit că, în primul rând, trebuie să apăr reputația instituțiilor de învățământ din România și... mai concret, să apăr munca onestă, munca serioasă a studenților care nu fură, nu copiază, nu plagiază. Și asta este un lucru care îți dă o anumită motivație, care mi se pare mai importantă decât sentimentul de frustrare pe care le avea că sunt câțiva care scapă în momentul de față de acuzația juridică de plagiat. Nu scapă însă de acuzația morală. Cât de mult rău face această decizie a Curții Constituționale dacă e să ne gândim la cercetare, la etica în cercetare, la studiul studenților? Noi nu avem o cercetare statistică în momentul de față. Putem să avem anumite impresii, să facem anumite speculații, să spunem un anumit procent între un minim și un maxim. Eu cred, sincer, că în ultimii, să zicem, 6-7 ani de când există niște reguli foarte clare, foarte precise la fiecare universitate care are studii de doctorat, cum anume trebuie verificate aceste teze de doctorat înainte ca ele să fie susținute în mod public, cred că în momentul de față este foarte greu, nu spun imposibil, pentru că teza domnului Bode a fost susținută acum 3-4 ani. Deci în intervalul ăsta, care mie mi se părea că ne pune la adăpost acum prin legislația care a fost adoptată în 2016. Dar convingerea mea este că numărul este în scădere, este un număr mic, n-a spune cu totul nesemnificativ și mai mult convingerea mea este că în 5-10 ani fenomenul nu va mai avea amploarea asta și treptat va dispărea. Pentru că există o altă educare a tinerii generații, a celor care vor face doctorat și nu în ultimul rând... Această presiune din partea celor care nu lucrează în învățământul superior, nu lucrează în cercetare, de a-și obține un titlu de doctor, care are o noimă doar dacă faci cercetare sau dacă ești în învățământul superior. Pentru toate celelalte activități, cu caracter practic, cu caracter mai lucrativ, adică cei care lucrează, să zicem, în industrie, lucrativ în sensul propriu al cuvântului, adică cele care produc bani, pentru că cuvântul lucrativ uneori e folosit greșit. Pentru toate celelalte activități, nivelul maxim de diplomă academică pe care îl oferă Universitatea Occidentală este de master. Nu e cel de doctor. Doctor sunt cei care lucrează în universități și cei care lucrează în cercetare. De ce a fost în ultimii 20-30 ani această presiune din partea unor oameni care n-au nicio legătură cu universitatea, nicio legătură cu cercetarea, care se dedică unei cariere publice în administrație, în politică, de ce să aibă titlul de doctor? Un mare semn de întrebare. Numai pentru acea indemnizație suplimentară, la urma urmei, chestiunea este absolut derizorie și probabil că ar trebui și anulată în viitor. I-ați spune ministrului de interne că ar fi nevoie să
demisioneze după dovezile aduse în privința plagiatului? Mă abțin de la orice comentariu politic, pentru că sunt profesor, nu fac politică. În Consiliul Național de Atestare, unde sunt vicepreședinte, nu suntem numiți pe funcții politice și nu vreau să fie folosită poziția aceasta într-o polemică de natură politică. Dar dacă un student pe care l-ați avut și care a avut teză de doctorat ar veni și v-ar cere sfatul, ce să fac, domnule profesor, am fost prins, am plagiat, ce i-ați spune? Să recunoască acest lucru și să o ia de la capăt, să aibă curajul, să-și recunoască greșeala și apoi să învețe ceva. Pentru că o greșeală are consecințe. Asta spun și copiilor mei, am și eu două fete și același lucru spun. Orice faci are consecințe. Faci un lucru rău, trebuie să știi că are consecințe negative pentru tine. Cum vă explicați faptul că UBB cere corectarea tezei de doctorat? Poate fi corectată o teză de doctorat? N-ai cum să corectezi o teză care a fost susținută și pe baza acestei susțineri publice și a referatorilor comisiei s-a obținut un titlu. Probabil că acolo au fost mai multe argumente, mai multe poziții care au fost susținute de către colegii de la UBB. Finalmente, eu am văzut decizia Universității din Cluj ca fiind o decizie corectă, în sensul că au acceptat că acolo a fost o problemă și nu au fost impresionați de acest argument pe care l-am văzut din partea domnului ministru Bode, că este o judecată pur subiectivă, este o judecată afectată de censură al cuvântului, de subiectivitate. Corectarea, dacă este să analizăm și să dăm așa un beneficiu, cum se spune, al îndoielii față de ceea ce au spus cei de la Cluj, cred că viza mai degrabă lucrarea, cartea care a fost publicată pe baza tezei și care într-o ediție, dacă va fi o a doua ediție, să aibă o modificare substanțială a celor capitole care au fost plagiate, nu doar o erată, cum se poate întâmpla, ci pur și simplu să se rescrie și într-o notă în prefață să spună am corectat în această ediție chestiuni care n-au fost corect elaborate în teza de doctorat și în prima ediție a cărții. Cred că și cei de la Cluj aveau în vedere acest lucru. Nu să corecteze o teză de doctorat care deja fusese susținută acum câțiva ani. Ce să mai corecteze dacă ea a fost susținută și, cum spuneam, a intrat într-un circuit. Mai cum să mai retragi? Același argument folosit de Curtea Constituțională pentru ca comisia de la minister să nu mai poată verifica tezele mai vechi de un an, se poate folosi și aici. N-ai cum să mai corectezi o teză de doctorat care a fost susținută în 2018 sau 2019. Informații și despre suspiciunile de plagiat la adresa premierului, potrivit G4 Media, pentru că a depus recursul în afara termenului legal, Ministerul Educației pierde definitiv procesul în care premierul Nicolae Ciucă obținuse suspendarea analizei tezei sale de doctorat, suspectă de plagiat. Și se întreabă jurnaliștii, greșeală elementară sau mână de ajutor? Ce le-ați spune? Da. Ministerul Educației are un purtător de cuvânt. Știu că a avut pe cineva care s-a retras acum două săptămâni. Cred că ar trebui întrebați direct dânsii. Pot exista probabil argumente și de o parte și de alta, dar sunt multe situații, și nu doar în legătură cu plagiatele acestea care sunt atât de răsunătoare, în care chestiunile procedurale în practica instituțiilor noastre par să fie mai importante și au înaintea chestiunilor de substanță. Adică, cum s-ar spune, procedura este socotită mai importantă decât fondul problemei. Încă o dată, nu e judecata unui jurist, nu sunt un jurist. Dar din decizia ce cere, din această informație, reiese, domnule profesor, că ne ascundem plagiatorii, îi ținem bine, îi păzim, statul român îi păzește ca să nu vedem cât de goi suntem acolo sus? Da, este într-adevăr o interpretare plauzibilă. Pentru că în alte împrejurări, aceleași personaje politice la care vă referiți dumneavoastră acum erau foarte ferm convinse că trebuie să se acționeze până la capăt împotriva plagiatorilor. Între timp însă lucrurile și atitudinile s-au modificat. Simțiți dezamăgire? Da, simți o dezamăgire dacă aveai așteptări foarte înalte, adică ai fi crezut că lucrurile se vor rezolva mai ușor, însă așa o dezamăgire punctuală față de cineva sau față de ceva nu am, pentru că n-am avut niciodată niște așteptări foarte ridicate. Însă cred că în condiții
mai stabile, ar fi putut fi luate decizii care ar fi fost mai bune pentru școala românească și să fie implementate mai ușor și mai rapid. Au trecut deja 10 ani, sau poate mai mult de 10 ani, 11-12 ani de la prima mare dezbatere națională cu privire la plagiate în tezele de doctorat și e un timp destul de lung în care nu cred că s-au făcut progrese semnificative. Progresele au fost, dar sunt mai degrabă punctuale și de multe ori ai impresia că pierzi mai ușor niște lucruri decât reușești să le câștigi. De ce credeți că încercăm să ascundem golul de la vârf și nu încercăm să îmbunătățim lucrurile? Să aducem oameni mai buni, oameni competenți? Oameni buni avem. Și mie mi se pare asta un paradox amar, poate chiar tragic, al vieții din România. În generațiile acestea de studioși, oameni care au 30-40 de ani și care și-au făcut studii într-un mod serios, doctorate, studii postdoctorale există în România, dar capacitatea instituțiilor noastre de a-i folosi, de a-i absorbi, de a-i pune în valoare este foarte redusă. Și asta, într-adevăr, pentru mine este dezamăgitor, pentru că există foarte multă inteligență, foarte multă expertiză în generația aceasta, la 30-40 de ani, oameni foarte buni care sunt ținuți deoparte. Și țara ar avea foarte mult de câștigat de pe urma ceea ce știu să fac acești oameni care încă mai au entuziasm, încă mai au credința că pot să schimbe ceva și încă mai țin la ideea aceasta că merită în țara asta să faci lucruri bune. Cât vor reuși să se mențină, cât vor avea suportul, sprijinul moral pentru a crede mai departe în acest lucru, depinde. Depinde și de noi ceilalți care putem să-i ajutăm și depinde în ultima instanță și de felul în care sunt ei prezentați ca modele pozitive în România. Pentru că dacă noi accentuăm numai asupra ceea ce este rău de fiecare dată, și e foarte bine că presa pune această oglindă asupra ceea ce este rău, dar numai asta o facem, atunci ajungem să avem această perspectivă greșită, deformată, că de fapt nu există nicio forță a binelui în această țară. Și asta este complet greșit, complet eronat. În România Educată, proiectul președintelui Iohannis, aveți încredere? Spunea președintele, vom avea noi legi care vor revigora sistemul de învățământ, îl vor alinia la cerințele prezentului și viitorului. Acum, văd că ultima abordare mi se pare mai prudentă din perspectiva aceasta a deschiderii la experiență și a modificării în funcție de rezultatele care se vor obține. Am văzut că nu mai discutăm despre aplicare, ci despre pilotarea unor instituții și a unor norme care vor fi asumate prin noile legi ale educației. Doamna ministru spunea recent chestiunea asta și vom trage o concluzie după 2-3 ani cu privire la ce să facem în viitor. Și cred că asta este într-adevăr o dimensiune care a lipsit, mai ales în aplicarea gândirii cu privire la școala românească, și anume politicile educaționale bazate pe dovezi, ceea ce în vocabularul științific consacrat în străinătate se numește evidence-based policy. Nu doar norme sau reguli pe care le stabilim noi a priori, pentru că rațional ni se par că sunt corecte și bune. Trebuie să vedem întotdeauna, și asta este metoda științifică, cum anume să corectăm greșelile din mers după ce aplicăm ideile noastre și vedem care sunt rezultatele pozitive și care sunt rezultatele negative care n-au fost așteptate, la care nu ne gândeam și care nu erau anticipate a priori. E dacă după 2-3 ani avem această perioadă în care se folosește noua lege sau noile legi, că sunt separate acum pe cercetare, pe educație, vom vedea că anumite lucruri merg, iar altele nu merg la fel de bine, le trebuie corectate, nu trebuie să fie păstrate așa osificat. Din acest punct de vedere, cred că este un spirit bun și mă gândesc că aici și Academia, împreună cu universitățile care au aceste departamente de cercetare în domeniul științelor educației, pot să contribuie foarte mult pentru a schimba modul acesta de abordare a legislației. Dar declarațiile președintelui toleranță zero când vine vorba de plagiat mai au vreo greutate când în conducerea țării e un om dovedit că a plagiat? Eu zic să mai așteptăm câteva săptămâni să vedem care este rezultatul. Se va întâmpla în luna martie, în luna aprilie, după ce toate aceste proceduri au fost duse până la capăt. Mai acordăm încă un credit. Credeți că se mai poate schimba ceva? CNATCU ar putea reveni? Ar putea avea din nou putere? Doar dacă Curtea Constituțională revine asupra acestei decizii. Sau ajunge să recomandă o interpretare care să permită această compatibilizare de care eu am mai vorbit altă dată și chiar și
în anumite interviuri pe care le-am acordat recent, a face această distinție între o judecată pur profesională și cu implicații etice, ceea ce strict o sensul ține de etica cercetării științifice pe de o parte și decizia juridică pe de altă parte. Adică am putea decupla cele două lucruri, și anume comisiile de specialiști de la CNATCU. Sunt câteva sute de oameni care lucrează acolo, în toate domeniile cercetării și cunoașterii. Dacă acești oameni ar fi lăsați să spună că o lucrare este bună sau nu este bună, și să ne înțelegem, o lucrare poate să nu fie bună nu doar pentru că e plagiată, ci pentru că e o lucrare slabă de cercetare. Iar această judecată să fie făcută în acord cu regulile care țin de domeniul respectiv, de matematică, de chimie, de biologie, de filozofie, istorie, ce vreți noastră. Iar pe de altă parte, judecata de natură administrativă și juridică, nu, care să nu aparțină specialiștilor de la CNATCU, pentru că, de fapt, marea majoritate a celor care lucrează în CNATCU nu sunt juriști. Dacă aceste două lucruri, interpretarea Curții Constituționale ar fi CNATCU, se poate pronunța în continuare pe fondul lucrurilor, pe partea de cercetare științifică, în timp ce lăsăm deoparte celelalte judecăți de natură administrativă, juridică, atunci, sigur, ar fi un rol important pentru CNATCU. În plus, trebuie să anunțăm și să reamintim tuturor că acest Consiliu Consultativ al Ministerului nu are doar rolul acesta de a verifica tezele de doctorat dacă au fost sau nu plagiate, dacă sunt sau nu sunt corecte din punct de vedere științific, ci are și rolul de a stabili care sunt normele, criteriile, condițiile pentru abilitare, pentru a putea să fii profesor și conducător de doctorat în instituțiile de învățământ superior din România. Deci are un rol de a stabili niște standarde și niște criterii. Pentru ca orice cercetător, orice profesor din România să poată să acceadă la aceste niveluri de vârf ale cercetării și ale educației. Asta este un rol important pe care îl are acest organism, care este un organism științific. Ați primit semnale că ar putea avea din nou putere CNATCU? Asta ni se cere să facem. Deci nimeni nu a contestat că noi trebuie să definim și să redefinim în funcție de evoluția cunoașterii și evoluția învățământului și a cercetării să definim aceste criterii. Aceste lucruri sunt în continuă discuție și ajustare atunci când este necesar. În ce țară, poate europeană sau la nivel mondial, cazul Bode ar fi tranșat rapid, în câteva ore, clar? Noi știm că au fost astfel de situații în Germania, de oameni care au fost miniștri și care în câteva zile au trebuit să se retragă, tocmai pe baza unor dovezi, poate uneori chiar nu erau verificate până la capăt, ci doar faptul că erau anumite suspiciuni credibile pe care oamenii respectiv și le-au asumat și au tras concluziile necesare. Și trebuie spus că în acele țări unde funcționează lucrurile la acest nivel, la nivelul universităților sau chiar la nivelul personal, al omului care acceptă public, a făcut o greșeală. Acolo nu e nevoie de un organism care este similar Consiliului acestuia, CNATCU. Nu există. Asta este un organism, pe știința mea, care funcționează în România. Și un mare paradox, avem acest organism în România în timp ce lucrurile sunt blocate. Deciziile care ar putea fi luate, de fapt, sunt acum ilegale, deci nu mai putem lua niciun fel de decizie sau să dăm o recomandare ministrului, în timp ce în alte țări unde nu există acest CNATCU, totuși lucrurile funcționează. Adică oamenii se retrag ușor din guvern, sau mai puțin ușor, pentru că nu e foarte plăcut să-ți recunoști în mod public o astfel de vină gravă, deși nu există un astfel de organism. De ce? Dar asta nu spune ceva despre valoarea CNATCU, ci spune ceva despre ce se întâmplă în societatea respectivă. Care sunt mecanismele de validare, de recunoaștere, mecanismele care țin de responsabilitatea autorității publice. Dacă nu ceva despre istoria acelei țări. Dacă v-ar întreba studenții în câteva minute, în câteva secunde, ce le-ați spune? De ce ține? De ce în România totul e blocat? Nu, acum să nu dramatizăm. Nu e totul blocat. S-au întâmplat lucruri foarte bune în ultimii 30 de ani în România. Și România e într-o situație mult mai bună decât era înainte de acești 30 de ani. În România există acum foarte multe universități unde studenții, deși sunt înrolați în universitățile românești, pot să lucreze foarte bine cu universitățile din Europa care sunt în aceste consorții europene. Există programul European Erasmus, există o circulație liberă a studenților în tot spațiul european. Nu e totul blocat. Aici e un efect de perspectivă, adică ne concentrăm asupra acestei probleme importante pe care acum nu mai vedem cum să o rezolvăm și spunem, tragem concluzia că totul ar fi rău și blocat. Nu, dimpotrivă. Întrebați-i pe studenți, pe acești 98-99% dintre studenți care
au aceste avantaje pe care generația mea nu le avea când eram în școală, când eram studenți. Dar faptul că nu putem tranșa cazul Bode, ce spune despre noi? Vorbește despre o anumită dificultate din partea politicienilor de a-și asuma aceste răspunderi importante și de a lua aceste decizii grele. Nu vorbește neapărat despre noi toți, pentru că, iată, noi vorbim despre această chestiune și suntem liberi să o facem și e foarte bine că facem acest lucru. Și trag nădejde că vorbind mai mult și având o discuție pe bază de argumente, care poate nu este plăcută urechilor tuturora, dar care este o discuție sinceră, onestă despre îmbunătățirea instituțiilor noastre, trag nădejdea că în 5 ani, în 10 ani, în 20 de ani lucrurile vor fi mai bune. Pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, nu suntem ultima generație în România care trebuie să rezolvăm toate problemele, din fericire. Un exercițiu de imaginație, domnule profesor, sunt studenții dumneavoastră în fața dumneavoastră și vă adresează întrebări simple, cu răspunsuri simple și succinte. De ce să învăț? Întrebarea e foarte bună, nu? De ce învățăm? Orice experiență umană aduce o învățătură. Noi aici vorbim de învățământul formal, în școală, în primul rând. De ce să mergem la școală? Pentru că altfel orice experiență aduce ceva nou pentru noi și ne influențează comportamentul, ne ajustează comportamentul în funcție de împrejurări. Învățăm, în primul rând, pentru noi înșine, pentru a ne perfecționa și pentru a avea o viață mai bună decât au avut-o părinții, bunicii noștri. Dar învățăm în același timp și pentru ceilalți, pentru că nimic din ceea ce facem noi nu facem în mod izolat. Facem împreună. Asta este destinul omului, să facă în grupuri lucrurile, să nu lucreze independent. Și, prin urmare, învăț ceva pentru a fi de folos și familiei mele, și societății, dar și mie însumi în viitor. De ce să am încredere că pot ajunge undeva din moment ce văd că cei care sunt la conducere au ajuns acolo pe pile și relații? Nu toți, încă o dată. Deci eu mă abțin să fac aceste generalizări atât de mari. Nu cred că absolut toți au ajuns pe pile și relații și cred, într-adevăr, că în ultima vreme universitățile sunt mult mai responsabile în legătură cu felul în care acordă titlurile. Cum se face selecția după aceea în aceste instituții politice sau în alte instituții ale administrației publice, e o chestiune distinctă aceasta de chestiunea cum anume sunt produse diplomele și expertizele la nivelul acesta al învățământului și al cercetării. Cred că problema de discutat aici și interesantă și din punct de vedere cultural, dar și din punct de vedere social și probabil că sociologii ar fi mai îndreptățit să spună ceva, cei care se ocupă de sociologie politică, este cum anume se face selecția clasei politice. Care sunt virtuțile și care sunt limitele relative ale felului în care se face o selecție. Pentru că, sigur, că la nivel de bază, democrația este infailibilă și are acest caracter pe care îl are și metoda științei de a se autocorecta din mers. Prin faptul că dacă votezi odată la 4 ani, poți să greșești, dar îți dai seama după 4 ani unde s-a produs greșeala și poți să o corectezi. În timp ce într-o dictatură nu ai această posibilitate. Dar selecția politică nu se face numai pe bază de vot direct pentru Parlament, cum votăm noi, nu? Se face și printr-o selecție internă în organismele acestea care sunt partidele. Acolo trebuie discutat cum anume se selectează și cum anume să ajungem la o situație în care tinerii aceștia foarte bine pregătiți și competenți să poată să asume poziții care sunt și de administrație sau poziții politice și încet, încet să fie lăsați deoparte, să fie lăsați în spate cei care sunt foarte ambițioși, dar care nu sunt competenți. Vă pot întreba tinerii și de ce să mai creadă în ei atunci când școala nu o face sau când mare parte din profesori nu cred în ei. Cred că e cea mai bună alternativă posibilă să ai încredere în tine, pentru că dacă nu ai încredere tu în tine sau cei care sunt apropiați, când ești tânăr, în primul rând ai nevoie de susținerea morală, susținerea emoțională, de afecțiunea, de iubirea din partea familiei, nu? Și a prietenilor celor mai apropiați. Cealaltă alternativă, aceasta de-a dreptul nihilistă și dizolvantă, în care nu mai ai încredere în absolut nimeni, este una complet distructivă, nu numai pentru propria personalitate, ci și pentru societate. Și trebuie să credem în natura mai bună a noastră a oamenilor, să depășim aceste momente grele de criză.
Am avut pandemia, avem acum războiul din Ucraina, evenimente globale, dramatice, tragice, traumatice, dar trebuie să fim puternici. Și cum se spune acum, rezilienți, ceea ce nu înseamnă rezistenți, ci să avem un gen de flexibilitate care să ne dea putere atunci când lucrurile se întâmplă, să nu ne frângem, să nu ne rupem. Ultimă întrebare, domnule profesor, decizia ce cere cazul Bode, plagiatul ministrului Bode, iată, probabil că nu o să aflăm adevărul despre suspiciunile de plagiat la adresa premierului Nicolae Ciucă. Toate acestea reprezintă sfârșitul integrității în țara noastră? Din punctul meu de vedere, reprezintă momente asupra cărora trebuie să reflectăm, să discutăm liber despre ele, să tragem concluzii cu privire și la aspectele negative care ne izbesc, nu le acceptăm, nu le agreem, dar în același timp să ne pregătim și pentru o mai bună reașezare a acestor instituții care să funcționeze mai bine. Sunt doar episoade istorice. Eu nu plădesc pentru relativism de felul acesta, dar dacă ne uităm de pildă la episoade similare din trecut și vedem cum au fost abordate atunci și cum sunt abordate acum, vedem o mare deosebire. Gândiți-vă cum era abordată în trecut de pildă o teză, o diplomă care era luată de un mare conducător politic din Partidul Comunist Român. Nici nu se punea problema discuției publice. Iar astăzi avem posibilitatea să discutăm public. Nu este asta un progres instituțional? Putem să facem această discuție fără să ne temem cu privire la integritatea noastră fizică, la viața noastră sau a familiilor noastre. E un risc pe care ne-l asumăm, dar e o alegere pe care fiecare trebuie să o facem. Între a fi onești cu noi înșine și cu profesia noastră și cu studenții și elevii pe care vrem să-i formăm, sau a fi oarecum puși la adăpost de faptul că acceptăm să fim compliși prin tăcere. Fiecare trebuie să facă această alegere. Spuneți că discuția liberă ar putea pune presiune pe schimbare. Discuția liberă este foarte bună pentru această educație în sensul mai larg. Și de asta mediile de informare sunt atât de importante. Dar orice fel de discuție liberă trebuie să fie totuși structurată într-un fel de anumite valori și de anumită cunoaștere pe care o avem. Pentru că altfel, iată, în dimineața aceasta se întâmplă să fi fost la un post de radio foarte urmărit mai ales de generația mai tânără, la Rock FM am fost invitat de domnul Exarhu, în care s-a discutat despre ceea ce se numește fenomenul de bullshit, pentru care nu avem o traducere foarte bună în limba română. Dar prețul ăsta pe care îl putem plăti uneori pentru discuțiile libere, în care oamenii își exprimă opinia, în talk show-uri, în lucruri de felul acesta, poate să fie și un bullshit-ul. Poate să fie și flecăreala asta fără noimă, în care amestecăm adevărul cu falsul, o mică minciună cu câteva adevăruri și până la urmă suntem complet pierduți, nu mai avem niciun fel de reper. Totuși, cred că există o virtute în discuția liberă și în discernământul pe care îl putem dezvolta pe baza faptului că reflectăm asupra greșelilor pe care le-am făcut chiar în astfel de discuții libere. Mult mai bună este această abordare decât cealaltă în care nu am avea voie să spunem ceea ce credem. Și acum revin la întrebare. Vi se pare că înainte de 1990 sau acum 20-30 de ani era mai bine pentru că nu știam de aceste lucruri? Sau nu avem voie să vorbim în mod public despre diplomele pe care le-au luat liderii politici înainte de 1990 sau imediat după 1990? Eu cred că e mai bine să se întâmple acest lucru acum. Și nu este sfârșitul sau disoluția integrității în instituțiile din România. Este un moment.